Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului post nistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. Despre vizita în Republica Moldovenească Nistreană a vicepreședintelui Guvernului Federației Ruse, reprezentant special al prezidentului Rusiei în Nistrenia Dmitrii Rogozin. Direcția pazei antiincendiare marchează astăzi aniversarea a 21 de la creare. În memoria jertfelor accidentelor rutiere la Dubăsari, la activitatea dată au participat tinerii inspectori din școlile locale. În zilele de 16-17 noiembrie, în Republica Moldovenească Nistreană, cu o vizită, s-a aflat vicepreședintele Guvernului Federației Ruse, reprezentant special al prezidentului Rusiei Nistrenia, Dmitrii Rogozin. Delegația reprezentativă a vizitat cetatea Benderului, uzina Pribor din acest oraș, la fel centrala hidroelectrică de repartizare de la Dnestrovsk. A răspuns dumnealui și la întrebările jurnaliștilor. Aici locuiesc 170.000 cetățeni ai Rusiei, de aceea e datoria noastră constituțională să le asigurăm securitatea și o viață normală. O viață normală și securitate Moscova le va asigura nu doar cetățenilor Rusiei care locuiesc în Nistrenia, dar și tuturor nistrenilor. Anume pentru aceasta, cu Dmitri Rogozin în Nistrenia a sosit o delegație impunătoare: Karasin, Gubarev, Evnevici, Babakov, Gavrilov. Fiecare dintre ei are scopul său, iar scopul comun Dmitri Rogozin l-a enunțat la întrevederea cu Eugeniu Șefciuc. Trebuie să creăm aici niște condiții economice normale pentru ca Nistrenia cât mai curând să devină de sine stătătoare în sens economic. Experții ruși încep elaborarea strategiei de dezvoltare a Nistreniei. Pentru aceasta se realizează o inventariere specifică a Republicii. Dmitri Rogozin o începe de la întreprinderile industriale. În urma lui Rogozin, la noi în țară vor sosi specialiști în domeniul sănătății pentru a înștiința de ce ajutor au nevoie medicii nistreni și încă 8 colaboratori ai ambasadei rusești. Iar ce ține de deschiderea la Tiraspol a consulatului rusesc, Dmitri Rogozin spune că nimeni n-ar trebui să aibă îndoieli în privința aceasta. La 22 noiembrie, la consultațiile dintre ministerele de externe, vom începe dialogul oficial cu privire la deschiderea consulatului rusesc în Nistrenia. Dmitri Rogozin a vorbit despre o perioadă de tranziție în relațiile dintre Tiraspol și Moscova, până când specialiștii ruși nu vor elabora o strategie de dezvoltare a Nistreniei. Iar la Tiraspol, experții vorbesc despre un fel de reîncărcare în relațiile dintre ambele țări. În orice caz, în viitor se așteaptă o muncă comună minuțioasă și îndelungată. Ungaria și Polonia sunt țări ale Uniunii Europene cu care Nistrenia intenționează și în continuare să consolideze colaborarea. Ieri, în incinta Ministerului Afacerilor Externe, Nina Ștanski s-a întâlnit cu ambasadorii extraordinari și plenipotențiari ai acestor state. Mateusz Siladi se află în fruntea ambasadei Ungariei în Republica Moldova de doar 2 luni. E prima sa vizită în Nistrenia. La întrevederea cu Nina Ștanski au discutat aspectele colaborării cultural-umanitare. În afară de aceasta, cu Ungaria trebuie dezvoltate relațiile economice. O asemenea colaborare are un mare potențial. În Nistrenia muncesc asupra ameliorării climei investiționale, inclusiv pentru partenerii din Uniunea Europeană, spune Nina Ștanski. În ceea ce privește Polonia, Artur Mihalski, ambasadorul acestei țări, a remarcat că în Nistrenia există diaspora poloneză cu adânci rădăcini istorice, ce trebuie păstrate. Astăzi stabilim asemenea relații care le permit diplomaților din vest să ne viziteze țara și să obțină informații din prime surse. Și cu ambasada Ungariei și cu cea a Poloniei am stabilit deja colaborarea în anul curent și ea se dezvoltă activ. Am concretizat parametrii viitoare interacțiuni. Întâi de toate, aceasta vizează sfera cultural-umanitară. Este vorba de colaborarea în domeniul educației, schimbul de studenți, dezvoltarea turismului. Nina Ștanski a remarcat, turismul este o posibilitate în plus pentru Nistrenia de a povesti despre sine întregii lumi. E important să fie create asemenea condiții care ar atrage în Republica noastră turiștii și investițiile străine. Direcția pazei antiincendiare marchează astăzi aniversarea a 21 de la creare. La adunarea solemnă consacrată acestei date au vorbit despre istoria subdiviziunii și rezultatele activității ei. În decursul anului, în Republică au avut loc mai bine de 1900 incendii, cu 400 mai multe decât în anul trecut. Cu părere de rău, numărul incendiilor și dauna provocate de ele cu fiecare an cresc. În mare măsură, aceasta depinde de condițiile climaterice. Paza antiincendiară de stat efectuează un lucru enorm. De aceea, la obiectele pe care le protejăm, chiar dacă au loc incendii, totuși mult mai puține. Pentru a fi pregătit permanent, aici au loc antrenamente ale angajaților, deoarece de operativitatea pompierilor deseori depinde viața oamenilor.
pajamna hrană. Paza noastră antiincendiară este pregătită pentru a soluționa acele sarcini pe care le are în fața sa și sper că cetățenii Republicii noastre și oaspeții Republicii pot fi liniștiți. La finele adunării solemne, angajații pazei antiincendiare au fost avansați în grad. Mulți au primit diplome de onoare. În a treia duminică a lunii noiembrie a fost marcată Ziua Mondială a Jertfelor Accidentelor Rutiere. În fiecare zi în lume, în rezultatul lor, decedează 3.000 de oameni și mai bine de 100.000 sunt răniți. În orașul Dubăsari, la acțiunea dată, colaboratorii Inspectoratului Auto de Stat au atras tinerii inspectori ai mișcării rutiere din școlile locale. În memoria jertfelor căzute în accidentele rutiere, conducătorilor autovehiculilor le-au fost înmânate panglici roșii și baloane de culoare alb și negru. Desfășurând acțiunea dată, am vrut să le amintim șoferilor că urmează să fie atenți în drum, să nu pună viața sa și a pietonului în joc. Asemenea activități sunt necesare. Ele încă o dată ne aduc aminte de regulile de securitate rutieră. N-are sens să riști. Urmează să ții minte că viața este fără de preț. În această zi, la orele 12 în orașul Dubăsari, autovehiculele au staționat. Cu sunetele claxonilor a fost cinstită memoria celor care nu mai sunt printre noi. Accidentele, încălcarea regulilor rutiere au loc în majoritatea sa din cauza depășirii regimului de viteză, aflarea șoferului la volan în stare de ebrietate. Reținuți au fost 146 persoane. E de menționat că timp de 10 luni ale anului curent în orașul și raionul Dubăsari au fost înregistrate 15 accidente rutiere. 21 de oameni au fost răniți. Înregistrate circa 5.100 cazuri de încălcări ale regulilor securității rutiere. Pe un ecran mare, cadre istorice din cronica războiului, datele morții și fotografiile apărătorilor căzuți. În scenă, tânăra generație cu lumânări aprinse. Ele sunt 31 la număr, anume atâția râbnițeni nu s-au întors din tranșee. La Râbnița a fost prezentată cartea Ei au apărat patria. Ea a fost publicată la inițiativa și cu suportul directorului general al uzinei metalurgice moldovenești Andrei Iudin, către jubileul de 20 de ani de la sfârșitul războiului din 1992. Cea mai complicată etapă în adunarea materialului pentru această carte a fost comunicarea cu rudele apărătorilor căzuți, a menționat autoarea cărții Ludmila Colomieț. Evenimentele dureroase din viața lor au rămas în trecut, însă și astăzi le frământă sufletele. Îi sunt foarte recunoscătoare Ludmilei Savovna Colomieț pentru munca ei. Noi nu vom fi, dar cartea va exista. Lucrarea Ei a apărat patria se bazează pe amintirile rudelor și apropiaților ale camarazilor de luptă. Andrei Iudin nu a participat, nici nu a fost martor al evenimentelor tragice. A publicat această carte l-a determinat dorința de a eterniza memoria eroilor plecați în nemurire. Am fi putut alege o altă cale de creare a acestei cărți, adică a povesti nemijlocit despre lupte. Noi am hotărât că trebuie să scriem o carte despre oameni vii, cum au fost ei, cum au trăit, despre copiii lor, interesele, despre visurile lor. Cărțile vor fi donate școlilor și bibliotecilor. Primele exemplare le-au fost înmânate rudelor și apropiaților în timpul prezentării. Ziua autodirijării și consacrarea în viața studențească a avut loc recent la Colegiul Pedagogic din Bender. Din cei circa 400 discipoli ai instituției, 65 sunt studenți ai anului întâi, care studiază specialitățile învățământul școlar și preșcolar. Dacă în primele două luni ale anului curent de învățământ, tinerii au trecut prin perioada de adaptare la noul colectiv, apoi recent ei au fost primiți în rândurile studenților, au primit carnete de student, au participat la activități împreună cu colegii din anii superiori de studiu. Studenții au petrecut lecții în locul învățătorilor și studenții de anul întâi tot au petrecut lecții în locul învățătorilor. Au simțit ce înseamnă profesia de pedagog. Mulți din ei au rămas foarte mulțumiți și bucuroși că au ales această cale și vor această profesie să o însușească și în viitor să activeze pe tărâmul pedagogic al Republicii Nistrene. Ziua autodirijării și consacrarea în viața studențească au fost desfășurate concomitent, căci studenții sunt viitorii pedagogi și este necesar să posede calități organizatorice. Totodată a fost urmat principiul creației comune, căci procesul pedagogic este unul al studenților și pedagogilor. Am făcut o alegere în viață pentru a educa copiii, a îndruma copiii să fie mai buni,
ca să aibă un viitor și părinții să mândrească acești copii. Vreau să dau elevilor cunoștință, educație, fiindcă tinerii sunt viitorul țării. Am ales această profesie deoarece vreau să fiu profesoară, să dau cunoștințe la elevi. Colectivul îmi place foarte mult, profesorii îmi plac, colegiul îmi place, Republica îmi place. În viitorul vreau să rămân aici, să continu studiile mai departe. La Colegiul Pedagogic din Bender își fac studiile tineri din Ucraina, Moldova, Republica Moldovenească Nistreană, Găgăuzia. Studenții sunt prietenoși, la lecții sunt activi. Viitorii pedagogi doresc să corespundă acestui nume frumos, pe care îl doresc să-l primească și să devină un exemplu demn de urmat. Cunoaște-te pe tine însuți. Disputa cu acest generic a avut loc la Casa de Creație pentru Copii și Tineret din Caminca. La ea au participat elevii ai claselor superioare din școlile urbane. Sensul vieții, scopul pe care și-l trasează omul și realizarea lui. Răspuns la aceste și alte întrebări ei au găsit prin intermediul testelor. Adolescenții cu interes au răspuns la întrebările formulate de specialiști în cadrul testării. Alegeau varianta care le este mai aproape de felul său de a fi. Doar fiecare dorea să știe, este el oare lider sau trebuie să fie condus de cineva? Poate primi hotărâri de sine stătător sau îi trebuie o îndrumare? Întrebări, răspunsuri și apoi analiza fiecărui tip din diagnostic. Dacă organizăm numai un test, valabilitatea lui se reduce la 10-20%. În rezultatul la 10 diagnostici, copilul înțelege în ce domeniu își poate aplica capacitățile și el merge pe acea cale ce îi dictează natura proprie. Numai în acest caz, adolescentul poate obține succes în viață. Fiecare și-a expus opinia privind sensul vieții. Ei de acum sunt frământați de această chestiune și întâlnirea câtuși de puțin le-a ajutat să se determine în formularea răspunsului la această întrebare filozofică și cam dificilă chiar și pentru adulți. Principalul este să fie încrezut în forțele proprii, afirmă specialiștii. Nu trebuie să vă descurajați dacă ceva nu vă reușește. Veți putea realiza totul dacă veți elabora căile de soluționare a problemei apărute, dacă vă veți atinge scopurile trasate. În cadrul întâlnirii a avut loc o discuție constructivă. Am vorbit și despre sensul vieții și despre scopul pe care omul trebuie să și-l traseze întotdeauna și să tinde spre realizarea lui. Să caute răspuns la întrebarea, pentru ce trăiesc pe pământ și care este sensul vieții? Mi-a fost interesant. A fost făcut încă un pas spre determinarea personalității fiecărui participant. S-a acordat ajutor și în orientarea profesională a adolescenților. Atât pentru această ediție. Cele bune în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 20 noiembrie se așteaptă timp variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea 0 plus 3, ziua 3-6 grade căldură.